făcând față dezamăgirii. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacov 4:7. Mulți creștini zac pe marginea drumului vieții, descurajați și deprimați, deoarece nu au învățat cum să facă față dezamăgirii. Dar Dumnezeu nu dorește ca tu să trăiești o viață de dezamăgire, să fii deprimat sau descurajat, nici azi, nici în orice altă zi. O parte din slujirea pământească a lui Isus a fost să umble din loc în loc, prin ungerea și puterea Duhului Sfânt, să elibereze pe toți cei care erau asupriți de diavol. Oameni dezamăgiți, de pretutindeni, au găsit o nouă speranță când au întâlnit puterea lui Isus. Aceeași putere este disponibilă și pentru noi astăzi. Folosește acea putere ca să te păzești de dezamăgire, concentrându-te asupra lui Dumnezeu, meditând la promisiunile sale, mărturisind cuvântul său, predându-te lui și venind înaintea lui cu situația ta. Prin Isus, poți să lupți împotriva încercărilor inamicului de a te doborâ, mustrându-l ca să nu te poată distruge. Când diavolul face o mișcare spre tine, poți fi atât de conectat la Dumnezeu, încât vei fi capabil să înțelegi ce încearcă să facă, îi te vei împotrivi și îl vei pune pe fugă. Cu puterea pe care Iisus ți-a pus-o la dispoziție, nu are de ales decât să fugă. Rugăciune. Doamne, voi avea piedici și descurajări în viață, dar nu voi rămâne dezamăgit. Pe măsură ce stau ancorat în tine, mă voi împotrivi diavolului și îl voi alunga de fiecare dată.